Veste bună pentru iubitorii de blues, jazz și rock din România. În acest weekend, Buzăul va găzdui ediția cu numărul 20 a unui festival deja celebru, Bluzău. Pe 9 octombrie, de la ora 21, festivalul Bluzău îi va avea în concert pe buzoienii de la The Targets, după care vor face o sesiune de muzică rock timișorenii de la Burning Table, formație al cărei nucleu are în spate o carieră de 20 de ani. Tot în prima seară a festivalului este programat și recitalul cunoscutului chitarist Rareș Totu, alături de trupa sa și un invitat special. Este vorba despre solistul american Dean Bowman, fost component al legendarului grup new-yorkez The Fusion Screaming Headless Torsos, dar și fost colaborator al lui John Scofield. Dean Bowman a mai lucrat cu nume ale jazzului american precum Don Byron și Charlie Hunter. În cea doua seară de Bluzău, deschiderea îi va aparține trupei de tineri pregătită de George Stănescu, SG Project. Recitalul buzoienilor va fi continuat de către Baicea Blues Band, nume care apare pe aproximativ 20 dintre albumele lui Alexandru Andrieș. Festivalul va fi închis sâmbătă seară de recitalul trupei Blue Family din Serbia. Biletele și abonamentele pentru Bluzău se găsesc la librăria Faust din Piața Daciei sau la telefon 0745 059 558. Pentru rezervări sunați la 0723 429 264.